La sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Câmpul Lung a avut loc vineri 12 mai, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Peste 100 de persoane s-au interesat de ofertele firmelor participante. Cele 8 firme prezente au oferit locuri de muncă în domeniul serviciilor, al industriei textile și de prelucrare. În total au fost ofertate 60 de locuri de muncă. Au fost oameni interesați și au anunțat participarea 8 firme, au și venit 59 de locuri de muncă vacante, au venit participanți în jur de 60 de șomeri, am văzut că au discutat pe la mese, 10 au și depus CV-urile potențiale să-i angajeze, a fost destul de bine, acum așteptăm să vedem ce se întâmplă. Noi sperăm că a fost de bun augur organizarea acestei burse și așteptăm rezultatele. Oamenii în ce domeniu caută mai mult de muncă? Știm faptul că noi aici am fost un oraș în care mai mult pregătirea a mers către construcția de mașini. Da, au fost și 10 locuri și sunt 10 locuri disponibile pentru construcția de mașini și au depus CV-urile, am văzut 3 domni. Am văzut și în domeniul construcțiilor de muncitori necalificați, 10 locuri. Și de asemenea am văzut și în industria textilă confecțiilor, 10 locuri au venit. Și au depus, aici au fost câțiva tineri care au depus în domeniul construcțiilor și pentru muncitori necalificați, să știți că au fost solicitări, și în domeniul confecțiilor. Cam asta au dorit oamenii să caute astăzi. Care ar fi portretul unui om care este în căutarea unui loc de muncă și ce și-ar dori el să găsească? Portretul de astăzi pot să spun. Vârsta medie care își căutau loc de muncă în jur de 45 de ani. Ne povesteau aici că am stat cu dumnealor de vorbă, am interacționat un pic și puțin dezamăgiți că nu-și mai găsesc loc de muncă, dar portretul este, să știți, pentru efectiv muncă din aceasta, ce au mai făcut. Și exact cum ați spus noastră, în construcție de mașini își caută și în domeniul confecțiilor. Nu industria textilă. Dorință să se califice sau să recalifice. Cei peste 45 de ani, să știți că nu. Tinerii, da, dar cei peste 40 își caută efectiv ce au făcut ei sau dacă se pot plia pe o altă meserie, v-am zis, s-au orientat câteva persoane spre muncitori necalificați. Tinerii, ce și-au dorit ei? Tinerii este acolo o firmă, Manpower, pentru recrutare și am văzut că au la montator sub ansamble. Au fost câțiva băieți tineri care au terminat liceul și au depus CV-uri la doamnele de acolo. Au spus că nu prea au experiență, dar vor să învețe. Și atunci doamnele au fost deschise la discuții, adică și sunt dornici, da, chiar dacă nu au calificarea respectivă. Bursa locurilor de muncă s-a desfășurat la nivel național, iar în Argeș, în municipiile Pitești, Câmpul Lung și Curtea de Argeș.